Sunt Mariana Novac, am 23 de ani și sunt masterandă în anul 2 la programul de analiză și consiliere politică FRIJ-PAUSM. Cercetarea realizată de mine reflectă tematica finanțarea partidelor politice, experiența internațională și națională. Partidele politice sunt în mod cert o parte a democrației. Finanțarea reprezintă unul din elementele centrale ale activității unui partid politic, iar controlul finanțării formațiunilor politice devine o necesitate pentru un sistem democratic. În Republica Moldova, de-a lungul timpului, au existat o multitudine de probleme, riscuri și ilegalități legate de finanțarea partidelor. De asemenea, au fost introduse și modificări esențiale în sistemul de reglementare privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. De aceea am considerat oportun să cercetez acest subiect controversat și atât de discutat în societatea noastră. Noi, alegătorii, suntem cei care decidem care sunt partidele care merită să fie vocea noastră. Și tot noi suntem îndrept să taxăm lipsa de transparență în activitatea lor. O putem face prin intermediul alegerilor, deoarece, inevitabil, alegerile sunt elementul cheie al democrației.